v-am găsit! Avem și noi o sărbătorită astăzi, pe nume Valeria. Cine este? Da. Dumneavoastră? Da. La mulți ani, la mulți ani, să fii sănătoasă! Noi suntem surprize la domiciliul la Vinea Dol și suntem astăzi cadoul dumneavoastră. Am venit să vă încântăm cu o surpriză și să vă spunem și noi la mulți ani. Așa că avem o serie de cadouțe, un tort frumos pentru dumneavoastră, care vi-l dau cu mare drag. Pentru că aici mai avem și altceva, alte surprize. Și cine mai stă lângă dumneavoastră? Pupi, haide să ajungem un buchet pentru alții. Ați înflorit frumos până la vârsta de 63 de ani și meritați și un buchet de flori, da? Bun, și nu se putea sărbătoare fără șampane. Deja văd că domnul Rașie a luat inițiativa, da? Mi-mi place mult șampane. Da, mă bucur, mă bucur. Aici deocamdată nu umblăm, îl lăsăm, mai avem o surprizioară așa frumos, până stăm un pic de vorbă. Să ne spuneți dumneavoastră cine credeți că s-a gândit să vă încânte în această zi. Cine credeți dumneavoastră? Doamne, noi avem copii mulți, băieți mulți, avem în Germania, în Spania. Da, da, da. Poate e de la băiatul meu Marius, poate e de la Dane, de la Mărin. Am și fete. Să vă trăiască, să vă trăiască. Dar eu sperăm că e din Spania, de la băiatul meu Marius, de la nepotul meu Mărin. Să știți că speranța moare ultima, așa că mai aveți încercări. Nu prea vă las așa doar, să știți că și în România, și în România sunt oameni care iubesc pe doamna Valeria. Ea iubește pe ei. Bun, așa dacă tot nu vă dați seama, haideți să ascultăm o melodie și putem să vedem exact din partea cui vine această surpriză. Azi e ziua ta, toate florile din lume, mama, ți le-aș da. La mulți ani, măicuța mea, pentru tine cânt. Cea mai scumpă, cea mai bună, tu ești pe pământ. Mama mea rasă de soare, cum să-ți mulțumesc eu oare? Azi e ziua ta, măicuță, toți ne-am adunat. Ți-au venit fetele acasă, mult le-ai așteptat. Chiar noi vreau să ne vezi alături, două mândre flori. Le-ai crescut cu și mai bine să-i ajutăm. Mama mea, suflet curat, ce-a fost mai bun ei da. Și atunci când n-ai avut, din puțin ai făcut mult. Mă rog, Doamne, azi la tine pentru mama mea. Te rog, țin-o sănătoasă cât o fi lumea. Mama, să-i casa plină doar de bucurii, mândrești cu ai copii, toate florile din lume. Ok, acum că am ascultat melodia, vă dați seama din partea cui vine această surpriză? Haideți să vă mai dau un indiciu. Avem un frumos tablou. Ia uite să vin așa lângă dumneavoastră, să vadă și camera, da? Ia uitați! Și acum cred că v-ați dat seama din partea cui vine surpriza. Dacă nu, haideți țineți dumneavoastră, vă rog frumos, așa. Și să-i citim doamnei și un mesaj, pardon. Și să vedem. Deci, avem și un mesaj frumos pentru dumneavoastră care spune așa. Îți mulțumim că ești lângă noi la fiecare pas pe care îl facem. Te prețuim și însemni foarte mult pentru noi. Cu multă dragoste îți urăm din suflet la mulți ani sănătoși, fiicele, nepoții dumneavoastră, care vă iubesc foarte, foarte mult și s-au gândit ca asta să vă facă fericită, da? Bun, acum eu nu las pe domnul de la grătar de acolo să vină lângă noi, pentru că este cel mai emoționant moment al acestei surprize și aș vrea cu voce tare să-i cântăm doamnei la mulți ani. Haideți! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Să trăiască
trăiască la mulți ani. Tare, Valeria, să trăiască, Valeria, să trăiască la mulți ani. Valeria, să trăiască.